Un microbuz plin cu pasageri care venea din Republica Moldova s-a răsturnat la Comarna. O femeie a murit, iar alți 6 pasageri au suferit răni grave. În urma impactului, microbuzul a fost distrus în totalitate, iar bagajele pasagerilor au rămas împrăștiate pe câmp. Accidentul s-a petrecut în localitatea Comarna din județul Iași. Microbuzul, la bordul căruia se aflau 7 persoane, cu tot cu șofer, venea din Republica Moldova și se îndrepta spre Italia. Șoferul microbuzului, cu o capacitate de 7+1, și-a riscat propria viață, dar și pe cea a pasagerilor. Bărbatul nu a ținut cont de faptul că drumul era umed și nu a adaptat viteza la condițiile de drum, iar într-o curbă a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat pe câmp. În urma accidentului, toate cele 7 persoane au fost rănite, însă, din păcate, o femeie care a fost proiectată prin trapa microbuzului în momentul accidentului și-a pierdut viața. Medicii sosiți la fața locului au găsit-o pe femeie în stop cardiorespirator. Timp de 10 de minute, echipajul medical a făcut eforturi supraomenești să o readucă la viață, dar fără rezultat, și au fost nevoiți să constate decesul. Ceilalți 6 pasageri din microbuz au ajuns la spital pentru îngrijiri. Microbuzul a fost distrus în totalitate, iar bagajele pasagerilor au fost împrăștiate pe câmp. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Din primele cercetări, se pare că mașina nu aparținea vreunei firme de transport persoane, cursa fiind una ocazională. Polițiștii alături de criminaliști au făcut cercetări la fața locului și vor stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea accidentului.